Angajatori și posibil viitori angajați și-au dat astăzi întâlnire în imediata apropiere a stadionului 1 mai la Bursa Locurilor de Muncă. Oferta a fost una bogată, dar și variată, având în vedere numărul mare de angajatori prezenți. Printre aceștia s-au aflat și firme din București, Cluj și Craiova. Astăzi avem în jur de 90 și ceva de angajatori prezenți. Chiar au venit mai mulți decât se anunțaseră inițial. Avem aproximativ 1000 de locuri de muncă, locuri vacante, disponibile pentru cei care doresc să se angajeze. Sunt domenii variate, atât pentru muncitori calificați cât și necalificați, dar avem și pentru studii superioare. Cele mai multe locuri de muncă sunt la o firmă din Cluj, în jur de 600 de locuri de muncă. Toți cei care au trecut astăzi pragul bursei au avut un scop clar, căutarea unui job. Unii mai hotărâți, alții mai puțin deciși în ceea ce își doresc să facă pe viitor și au încercat însă șansele în fața angajatorilor. Ce scop ai venit asta? Să-mi găsesc un loc de muncă. Ce ospătar, bucătar, barman. Ai găsit din oferta expusă aici? Deocamdată nu am găsit. Dar mai caut. În alt domeniu nu crezi? În alt domeniu nu prea mă atrage. Electrician, dar nu se cere experiență. Se cere experiență peste tot? Da. Crezi că în felul acesta vei reuși să-ți găsești undeva loc de muncă dacă tu nu ai experiență? Sper. Un job căutăm. În ce domeniu v-ar interesa? Electromecanică, electrică. Ați găsit ceva? Da, am găsit. Acum rămâne să ne contacteze dacă ne contactează. Câte CV-uri ați depus? Două până acum. Și în general, oferta de muncă de astăzi, cum vi se pare, la tot ce au oferit angajatul? Bună. Am fost agent de pază. Și acum ce vă interesează? În același domeniu sau altceva? Manipulant sau altceva? Nici nu știu ce să caut. Ce domeniu sunteți calificat? Miner, nu știu. Eu am fost miner. Acum nu știu ce să caut. Poate să caut altceva, eu știu ce să mai caut, nu știu. Șofer m-aș băga, dar nu prea am practicat și decât să dau dobrere, accidente sunt în neștire, nu știu ce să fac. Lipsa de hotărâre nu a fost deloc pe placul reprezentanților firmelor prezente la eveniment. Știi care e partea cea mai delicată? Este că sunt foarte mulți copii și copiii, în general, nu întotdeauna sunt dornici de a învăța, dornici de a profesa într-un domeniu anume. Ce ofertă ați venit? Nu. Oferta noastră este foarte diversificată, dar, din păcate, cererea este foarte slabă. Din păcate. Câte CV-uri? Câte CV-uri? Până acum, 3 CV-uri. Încercăm astăzi să vedem dacă interesele societății pot să convergă într-un fel cu interesele tineretului din timpul de astăzi. Avem ofertă pentru ingineri mecanici, ingineri metalurgi și pentru sculeri matrițeri. Bine, oferta se poate extinde practic pentru orice persoană care deține competențele respective. Din păcate, nu pot spune că a fost un interes prea mare pentru... Avem singur 3 persoane care și-au depus CV-urile. În urma evenimentului de astăzi, aproape 400 de persoane din cele 700 prezente au fost selectate pentru interviuri în vederea angajării.